Moțiunea de cenzură depusă de PSD a trecut cu voturile a 281 de parlamentari. Guvernul a fost demis, iar Câțu și-a pierdut fotoliul de premier. Este cel mai mare vot cu care a fost demis un guvern în România, iar momentul nu a fost lipsit de fluierături, injurii, discursuri incisive și comportament ca la ușa cortului. Iată câteva dintre replicile strigate în Parlament. Dan Tănasă, fără alcool în instituțiile publice, fără bețivi. Florin Câțu, votați moțiunea de azi care arată că sunteți incompetenți și intrați în istorie. Diana Șoșoacă, dacă sunteți Superman, eu sunt Xena, prințesa războinică. Sorin Grindeanu către Barna, ați născut împreună cu liberalii un zombi politic pe Câțu. Sunteți părinte 1 și părinte 2 pentru acest zombi. Dan Barna, ați fi putut fi Superman, dar ați ales să fiți doar un oarecare banal Florin Câțu. Marcel Ciolacu, Florine, Superman, ai căzut în cap, zboară acasă lin. George Simion, am lucrat mult să-l dăm pe papagalul ăsta jos, o marionetă coruptă. Replicile au fost date într-o atmosferă rușinoasă cu semne obscene la tot pasul, râs și caterincă cu imaginea manechinului Superman așezat pe holul instituției. Acesta a făcut referire la momentul în care premierul a reușit să devină viral cu un videoclip în care și-a pus chipul său pe secvențe cu eroul de benzi desenate.